Până duminică 8 noiembrie, Radio România Cultural și Teatrul Național Radiofonic participă în premieră la Festivalul Național de Teatru prin difuzarea a 8 spectacole cu piese de Eugen Ionescu. Cu mai multe informații a sosit în studioul Jurnalului Cultural Atila Vizau, redactor șef, redacția Teatrul Radiofonic, Societatea Română de Radiodifuziune. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Cu mare drag am venit și mulțumesc de invitație. Când s-a născut această inițiativă? Cu cât timp în urmă? Ideea este foarte veche. Doamna Cătălina Bozoianu, atunci când era director de onoare al Teatrului Național Radiofonic, a avut această idee și a insistat. Ne-a propus să facem o integrală Eugen Ionescu la Teatrul Național Radiofonic, pentru că în fonoteca radioului, până acum câțiva ani, nu exista decât o singură piesă de teatru de Eugen Ionescu. Lucrul pe care l-am și făcut, am început prin a prelua câteva din marile succese ale teatrului ionescian, realizate pe scenele teatrelor bucureștene. Prima dată a fost invitat domnul Lucian Giurchescu și a montat Rinocerii, o versiune radiofonică a celebrului spectacol din anul 1964, celebru pentru că a avut un succes formidabil și în țară, în București, dar și la Paris. A fost văzut și apreciat acest spectacol. Peste ani, Lucian Giurchescu a venit în România, l-am invitat la radio și am realizat această versiune radiofonică a spectacolului, păstrând în bună, foarte bună parte, distribuția de atunci. La fel și Ucigași fără simbrie, piesă care în clipa aceasta se difuzează la Radio România Cultural, începând cu ora 19, așadar a început de 10 minute. Iarăși un spectacol realizat în anul 1968 la Teatrul de Comedie și preluat, invitatul domnul Lucian Giurchescu să realizeze această adaptare radiofonică a acestui spectacol, iarăși în foarte bună măsură distribuția cea de atunci din anul 1968. Rămân și continui prin a vă spune că mai există un spectacol preluat de pe scenă, este vorba despre Eugen Ionescu, 5 piese scurte, un spectacol regizat de Alexandru Dabija la Teatrul Odeon, care iarăși a avut un succes extraordinar. L-am invitat pe domnul Alexandru Dabija să monteze la radio acest spectacol. A făcut-o cu mare succes pentru că, iată, anul acesta, la Gala Premiilor Uniter, la secțiunea Teatru Radiofonic, câștigătoarea Premiului Uniter a fost această piesă, Eugen Ionescu, 5 piese scurte. Continuați, spuneți-le acum, dacă tot le-ați amintit, să vorbim despre programul acestor 7 zile au mai rămas, pentru că iată, ați început ieri, 1 noiembrie. Da, cu spectacolul Cântăreața Cheală. De altfel, ieri au fost 3 spectacole Cântăreața Cheală. Deschiderea festivalului, sigur. Da, și unul din aceste spectacole a fost Cântăreața Cheală, în regia lui Gabriel Pinte, Având-o în distribuție pe Rodica Mandache, Mircea Constantinescu, Emilia Popescu, Dan Condurache, o versiune foarte, foarte interesantă a acestui spectacol. În seara aceasta, așa cum vă spuneam, Ucigași fără simbrie, iar mâine seară, Eugen Ionescu, 5 piese scurte, toate la Radio România Cultural, pentru că Oltea Șervan Părâu a avut această idee. Mi-a spus Atila, dacă voi ați avut inspirația de a produce în anul 2009, un an care preceda, în anul 2008, îmi cer scuze, an care preceda anul centenarului Eugen Ionescu, am anticipat puțin și bine, iată, bine am făcut. Iată acum, în anul 2009, am putut să venim în fața publicului ascultător de teatru radiofonic cu producție Eugen Ionescu, căci pe lângă piesele despre care am vorbit, Ilinca Stihia a realizat un scenariu bazat pe Juranul Fărâme de Eugen Ionescu, un spectacol care va fi difuzat joi seara la ora 19. Cezarina Audrescu a realizat spectacolul Victimele Datoriei. Mihai Lungeanu, nou locatar, așadar vineri Victimele Datoriei, sâmbătă nou locatar, iar duminică, în ultima zi de Festival Național de Teatru, la Radio România Cultural la ora 19, va fi difuzat Delir în 2, în 3, în câți vrei, un text pe care îl iubesc foarte mult. Prima dată l-am montat la Teatrul din Petroșani, pe când eram student în anul 4, pe atunci în distribuție erau Ioana Macarie și Dan Tudor, în versiunea radiofonică pe care am realizat-o chiar anul acesta, în februarie, și s-a și difuzat în premieră atunci la Radio România Cultural,
Spectacolul este cu Rodica Mandache și Horațiu Mălăele, așadar duminică seară la Radio România Cultural. Toate aceste spectacole radiofonice pe care dumneavoastră, pe care Radio România Cultural le va prezenta pe parcursul acestor 7 zile care au mai rămas, sunt toate auzite deja de iubitorii de teatru radiofonic sau aveți și premiere? Toate sunt deja difuzate la Radio România Cultural, dar acum Oltea Șervan Brău a avut această idee de a crea un program special și de a difuza la Radio România Cultural de duminică până duminică la ora 19 numai și numai teatru de Eugen Ionescu. Firesc este ca într-un an centenar să se întâmple acest lucru și chiar în cadrul Festivalului Național de Teatru. Cum stați cu drepturile de autor? A fost greu să le obțineți, având în vedere că au fost tot soiul de probleme legate de Eugen Ionescu și dreptul de a se juca în România acest scriitor? Da, după cum vă spuneam, spuneam despre faptul că Oltea Șervan Păreu, șefa postului Radio România Cultural, și doamna Cristina Modreanu, directoarea Festivalului Național de Teatru, a avut această idee de a aduce teatrul radiofonic în festival. Eu trebuie să mărturisesc, noi, Teatrul Național Radiofonic, am avut ideea de a anticipa puțin acest lucru și de a începe demersurile, de a prelua drepturile de autor cu mult timp înainte, cu în anul 2006, în anul 2007, în anul 2008, lucruri care au mers foarte bine, fără nicio problemă, pentru că relația noastră cu doamna Marie-France Ionesco, cea care deține drepturile de autor, au fost foarte amicale și s-au desfășurat normal. Cum sunt actorii? Bănuiesc că dumneavoastră ați participat la pregătirea lor și la înregistrarea acestor spectacole radiofonice. Sunt deschiși? Care este opinia lor referitoare la aceste spectacole semnate Eugen Ionescu? Evident, e o mare provocare să joci Eugen Ionescu. Trebuie să știi să găsești o cheie spectaculoasă și care să nu trădeze, să nu dea sentimentul că ceva nu funcționează, nu este în spiritul dramaturgiei acestui mare dramaturg universal, iar provocarea este mare, având în vedere că în versiunea radiofonică a lipsit foarte mulți ani Eugen Ionescu, și o știm cu toții de ce, până în anul 1989, aceasta a fost o mare provocare și toți actorii au venit cu mare bucurie și cu mare interes să realizeze astfel de spectacole. Peste tot în țară se pot auzi la Radio România Cultural aceste spectacole de teatru? Da, Radio România Cultural are o acoperire foarte bună în România și poate fi ascultat în toată țara, pe frecvențele pe care emite. Bucureștiul, pot spune, este 101,3, îl știu, da, pentru că sunt ascultător Radio România Cultural. Și nu numai. Dar în afară de acest lucru pot asculta toți cei care sunt interesați să descopere Radio România Cultural pe site-ul acestui Sigur, post, online, pe internet, și audiția este foarte bună. În ce alte proiecte mai este implicat teatrul radiofonic la acest moment? Este un proiect care abia a fost lansat acum o lună și jumătate. Mulțumesc foarte mult de întrebare, mă gândeam cum să vin la acest subiect, tot împreună cu Radio România Cultural. Am lansat un stream special al postului Radio România Cultural pe internet. Este un stream dedicat exclusiv teatrului radiofonic. Așadar, dacă accesați www.eteatru.ro, așadar e-teatru, în fața cuvântului teatru, puneți un e, fără linioare, fără nimic, într-un singur cuvânt, e-teatru. Acesta este un site pe care se poate asculta non-stop, 24 de ore din 24, teatru radiofonic. O ultimă întrebare mai am la aceste spectacole pe care le prezentați de Eugen Ionescu. Există și reluare, așa cum există la televiziune? Aveți o reluare de dimineață? Oamenii mai pot asculta spectacolul? Iată o întrebare la care, din păcate, trebuie să vă răspund nu, pentru că atunci când am cumpărat drepturile de autor, ele au fost cumpărate doar pentru două difuzări. Prima difuzare a fost atunci când am realizat premiera, în anul 2008 și 2009. Iar acum, a doua difuzare este în acest calup perioadă dedicat aniversării 100 de ani de la nașterea lui Eugen Ionescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru prezența în studioul jurnalului. Mulțumesc.